Cocoșul lui Petson, partea a doua. Seara, după ce s-au culcat găinile, Findus a ieșit și el din cutia lui. S-a așezat lângă Petson în umbrarul cu lilieci, morocănos și plioștit. Mai ales acum, de când cocoșul făcea parte din gospodăria lor, acesta era cel mai frumos moment al zilei. Era ora la care rămânea doar cu Petson și rândunelele zburau ca niște săgeți deasupra lor, iar ei nu făceau altceva decât să stea pe bancă și să se bucure de liniște. Crezi că o să-și țină la un moment dat pliscul?" întrebă Findus. Da, acum e liniște," spuse Petson. Aerul părea încremenit. De undeva de departe se auzi un muget de vacă. Nu prea vă înțelegeți voi doi," spuse Petson într-un târziu. Nu prea," zise Findus. Chiar trebuie să stea la noi până în vecii vecilor?" Hai, să-i mai dăm o șansă. O să-l rog să nu mai cânte așa de des." Odată pe zi ajunge," își dădu cu părerea Findus. Asta nu cred că o să-i convină, dar poate de câteva ori. Să vedem ce se mai întâmplă și mâine." În dimineața următoare, Petson luă cocoșul cu el. Îl duse în magazia de lemne ca să nu deranjeze pe nimeni. Îi aruncă o privire serioasă lui Jussi, drept care, pentru care acesta a început să cânte atât de tare, încât dărâmă tot mormanul de lemne. Ești un cocoș frumos și te pricepi foarte bine la cântat," spuse Petson. Singura problemă e că tu cânți prea des, sincer să fiu. Nu mai suportăm. Cocoșii cu adevărat profesioniști cântă doar când și când. Aș vrea să faci și tu așa. Altfel, cred că va trebui să te duc înapoi la Gustafsson." Cocoșul știa ce soartă îl aștepta la vecinul lui Petson, așa că fu nevoit să cadă la învoială. Dar ca să-i arate că nu accepta orice compromis, i-a zis că vrea să cânte din oră în oră timp de 5 minute. Petson fu de acord. Moșul agăță un ceas cu cuc în poiată. De fiecare dată când cucul sărea din căsuța lui, cocoșul avea voie să cânte. La început se propti sub ceas și se holbă la el tot timpul, așteptând să-i vină rândul. Găinile erau cam neliniștite pentru că se simțeau nevoite să se adune în jurul lui și să se uite la ceas, deși nu știau de ce. Cocoșul începu să cânte în secunda în care se deschise ușa cucului. Scoase un cucurigu ascuțit și asurzitor și nu se opri din cântat timp de 5 minute. Cântă cu atâta ardoare încât până și găinile începură să se agite, să cotcodăcească și să fugă care încotro. Petson intră în șifonier și trase ușa după el. Findus era deja în cutia lui din pod, cu perna peste cap, astupându-și urechile. Cocoșul cânta câte 5 minute toată ziua din oră în oră. Uneori 5 minute pot însemna destul de mult. Spre sfârșitul zilei, toată lumea se ducea să se uite la ceas. Nimeni nu mai făcea nimic, știind că se apropia clipa în care cocoșul trebuia să cânte. Cu un minut înainte să cânte cucul, toți fugeau să se ascundă, astfel încât cocoșul rămânea singur și se holba la ceas. La 5 după amiaza, era deja sătul de atâta cântat. Abia aștepta să se facă 6, să se culce. Mai încercă o ultimă dată, deși era complet răgușit. Nu fu în stare să cânte mai mult de un minut și vocea îi se frânse. Nu se simți deloc bine. Intră la culcare cu moralul la pământ, fără să-i mai pese că trebuia să le adune pe găini. Petson ieși din șifonier chiar în clipa în care Findus cobora din pod. Crezi că a terminat deja?" întrebă motanul. Așa se pare," spuse Petson. Cred că e obositor să țipe atât, doar nu-l obligă nimeni să cânte 5 minute în cap. O să mă duc să stau de vorbă cu el." Da, du-te," spuse Findus. Zii să sară în oala de ciorbă." Dar ziua următoare,
N-a adus nicio schimbare, cu toate că pețul îl rugă pe cocoș să cânte puțin mai discret și mai scurt. La fiecare oră, Jusie izbucnea într-un cucurigu asurzitor și isteric ce răsuna prin tot satul. Nu la fel de lung ca înainte, dar lui Findus se părea oricum destul. Se săturase până peste cap de tot ce însemna cocoș. Stricase totul. Toată lumea se gudura pe lângă el, tot pământul se învârtea în jurul lui. Dacă uita vreodată să cânte, pețul își făcea imediat griji și, bineînțeles, ieșea să vadă ce a pățit. Odată i-a dus și o râmă. S-a gândit că poate era bolnav și de aia nu mai cântase de câteva minute. Dar nici vorbă să-i aducă vreo râmă lui Findus. Motanul se hotărâ să stea de vorbă cu cocoșul chiar în seara aia. Desenă câteva X-uri pe o hârtie, așa cum văzuse că făcea și Pețon când scria ceva. Intră în poiată la cocoșul cocoțat pe o stinghie înconjurat de găini. Am un mesaj de la Pețon, spuse Findus pe un ton oficial. Pețon s-a îmbolnăvit de la atâta cântat, așa că mi-a lăsat mie hârtia cu mesajul să ți-l transmit. Findus despături foaia și începu să citească. Începând de mâine, domn Cocoș n-are voie să cânte mai mult de un minut dimineața și un minut seara. În caz contrar, îl așteaptă oala de ciorbă. Urmă un cotcodăcit revoltat. Găinile protestară. Cocoșul părea disperat. Nu se mai auzise niciodată de un cocoș care să cânte doar de două ori pe zi. Era de-a dreptul necocoșesc să nu cânte cât era ziua de lungă. Dar Findus nu se lăsă înduplecat și Jusie îi promise că o să se străduiască. Ziua următoare fu cea mai grea din viața lui Jusie. Cântatul de dimineață decurse conform planului, scosese un cucurigu puternic și ascuțit ca o alarmă antiaeriană, încât se treziră toți, până și cei de pe strada cu prăvălia. Dar după aceea începu greul. Nu îndrăzni să scoată mai mult de un cârâit amărât. Se plimbă singur de colo-colo și nu putu să se gândească la altceva decât că trebuia să-și țină pliscul. Găinilor, li se părea iurea că se plimba și se tot chinuia să nu cânte, în loc să le facă lor curte. Pețon habar n-avea ce se întâmplase. Un pic mai mult ar fi putut totuși să cânte, nu l-ar fi deranjat deloc. Dimpotrivă, dar nu îndrăzni să-l tot diriguiască în fiecare secundă, așa că nu-i zise nimic. Lui Findus îi convenea de minune că putea să se răzbune pe Jusie, dar după masă îi se făcu milă de el, dându-și seama cum se chinuia săracul. Se simți vinovat că a mințit și se gândi că ar fi fost mai bine dacă îi spunea adevărul despre scrisoarea lui Pețon, dar nu era suficient de curajos. În seara aceea l-au auzit din nou pe Jusie cântând. Era un cântec puternic, abătut, ca o reclamație. Găinile l-au privit cu uimire, bucuroase că Jusie al lor revenise. Așa trebuie să cânte un cocoș, își spuse în gând Pețon. Până și lui Findus-i s-a părut frumos, mai ales că terminase de cântat după doar trei cucurigu. Apoi se făcu liniște de plină. În dimineața următoare nu se mai auzi niciun cântat. Când Pețon ieși să le dea de mâncare găinilor, le găsi în poiată smiorcăindu-se, iar cocoșul ia-l de unde nu-i. N-a suportat restricțiile, a plecat, hohoti Floricica Frumușica. A zburat peste gard, pur și simplu, spuse o altă găină. Ca un vultur de mare, vă dați seama că știa să-și zboare, zise o a treia. Se pricepea la o grămadă de lucruri cocoșul nostru. Nu o să-l mai vedem niciodată, ne e dor de el. Dar și-a luat rămas bun într-un mod tare drăguț. Pețon a rămas ca trăsnit. Dar
cum o să se descurce el singur? Am fi putut sta de vorbă, am fi putut să... Nu o să se descurce el, spuse albișoara. Cocoșii iau și ei mândria lor, nu stau la discuții. Petson se repezi afară. Dar dacă îl prinde vulpea sau vreun uliu, ori dacă moare de foame? Apoi nu mai auziră nimic, pentru că Petson dispărut dincolo de dealul împădurit. Nu se întoarse decât după vreo oră. Îl căutase peste tot, dar nimeni nu-l văzuse și nici nu-l auzise pe cocoșul lor. Findus crăpa de rușine. De fapt, tocmai la asta sperase atunci când îl criticase pe cocoș, dar era doar un gând, o dorință. Când dorința i s-a împlinit, a început să-și facă mustrări de conștiință. Cred că e vina mea, îi spuse lui Petson. Apoi îi povesti de scrisoare. Petson îi aruncă o privire dojenitoare. N-a fost deloc drăguț din partea ta. Ai mai și dat vina pe mine. Sper că ți-e rușine pe bune. Nu știam că o să plece, spuse Findus rușinându-se cât îl țineau puterile. Poate se întoarce?